Deși vremea a fost una foarte caldă pentru această perioadă, elevii de la clasele 5-12 au participat la crosul de toamnă, așa cum organizatorii au denumit competiția, care s-a desfășurat la pădurea Crihala din Drobeta Turnu Severin. Plecați de aici și ajungeți acolo, deci o tură completă. Darius! Marius! Și mergeți pe poteca asta, la... Să nu te cumva să tăiați, pentru că mai mult pierdeți. Înainte de a începe competiția, elevii au fost instruiți de către profesori cum să alerge corect, dar și cu privire la traseul pe care l-au de parcurs. Au dat apoi tot ce au avut mai bun ca să ducă proba până la capăt. De pe margine au fost pe rând încurajați de colegi. Bravo! Când te antrenezi? Acum, este prima oară, am fost de două ori la cross. Nu-i greu să alergi atât? Nu. Nu este greu, este ușor dacă pornești încet. Înțeleg că tu câștigi cam toate competițiile de acest. Ușor. Cât te antrenezi pentru a avea condiție fizică? Nu mă antrenez mult. A fost cam greu, pentru că eu nu sunt la antrenamente și am ieșit pe locul 12. Ești mulțumită de rezultat? Da, sunt foarte mulțumită. Cât ai alergat? Foarte mult. A fost greu? Da. Te antrenezi ca să participi la astfel de competiții? Nu prea. Am reușit, pe locul 4. Ești mulțumit? Da. Cei 500 de elevi au fost organizați pe grupe de vârstă, astfel că s-au derulat mai multe competiții. Finalul a fost cel care a adus mulțumire pentru primii 10 clasați la fiecare categorie. Ei au fost premiați. Noi organizăm crosul de toamnă, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Mehedinți, în colaborare cu Inspectoratul Județean Școlar. Este o competiție care se organizează în fiecare an. În acest an am mărit un pic termenul, având în vedere vremea foarte bună. Suntem foarte mulțumiți că este un număr foarte mare de participanți. Se organizează pe categorii de vârstă, clasele 5-6 băieți-fete, 7-8 băieți-fete și 9-12 băieți-fete. Sunt premii pentru primii 10, premii serioase la primele 10 locuri pentru fiecare categorie de vârstă și toți participanții vor primi câte ceva din partea noastră. La final, toți participanții au fost răsplătiți cu dulciuri de către Direcția Județeană pentru Tineret și Sport.